Doi tineri din localitatea Slatina au murit duminică dimineața și unul se află în comă în urma unui tragic accident rutier produs în comuna Curtișoara. Localnicii au fost treziți de un zgomot puternic și au ieșit să vadă ce se întâmplă. A trecut două capete de pod, le-a lovit, după aia a lovit stâlpul acela mare și s-a răsucit și mașina s-a dat peste cap. Îi cunoașteți pe cei din mașină? Sunt în oraș și am înțeles că au fost la discotecă. La ce oră s-a întâmplat? La 4:30. Accidentul rutier a avut loc într-o curbă lângă moara veche din localitate. În autoturism se aflau 6 persoane, 3 femei și 3 bărbați. La fața locului au ajuns pompierii detașamentului Slatina, un echipaj de prim ajutor, un echipaj pentru descarcerare Smurd și 2 echipaje de la serviciul de ambulanță. Tânărul de 28 de ani care se afla la volanul mașinii a fost găsit conștient și a fost testat cu aparatul etilotest. Din primele cercetări s-a stabilit că un tânăr de 28 de ani din municipiul Slatina, în timp ce conducea un autoturism fără a deține permis de conducere pe raza comunei Curtișoara, într-o curbă la stânga, nu a adaptat viteza de deplasare și a părăsit partea carosabilă răsturnându-se. În urma testării cu aparatul etilotest a conducătorului auto, s-a constatat că acesta avea o imbibație alcoolică peste limita legală. În cauză s-au întocmit acte premergătoare sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a deține permis de conducere și sub influența băuturilor alcoolice. În urma nefericitului eveniment, un bărbat de 20 de ani și o femeie de 21 și-au pierdut viața, iar ceilalți 4 pasageri au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență Slatina. După efectuarea investigațiilor medicale, 2 persoane au rămas internate. Cele 2 victime ale accidentului rutier întâmplat la Curtișoara și internate în spitalul nostru, doamna de pe terapie intensivă este cu un politraumatism, traumatism craniocerebral, cu o stare gravă, dar este stabilă pentru moment. Oricum, se va face o reevaluare după primele 72 de ore, iar doamna cealaltă, de internată pe ortopedie, are o stare bună și nu pune probleme. Față de conducătorul auto fără permis, s-a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.